După o ședință a Consiliului Local în care s-au dezbătut 31 de proiecte de hotărâri, la rubrica diverse, edilul Giurgiuvean a oferit 3 buchete de flori. Nu unor doamne, așa cum se poate interpreta, ci unor domni consilieri locali care și-au aniversat ziua de naștere în această săptămână. Prin urmare au primit flori viceprimarul Liviu Popazu, care a împlinit 53 de ani pe 23 septembrie, Sorin Cepraga, care pe 25 septembrie a aniversat jumătate de secol de viață, și Gheorghe Ciobanu, care a împlinit 44 de ani chiar astăzi.